Care bucătărie? Poți să gătești lejer în natură. Economisești și gazul. Și energie electrică. Salut, prieteni! Am revenit aici, la aer liber, la foc, la ceaun. Vom găti cele mai gustoase, deosebite, modeste, de ce nu, rețete pe care merită să le încerci și tu. Dăm start! Cum începem rețeta? Eu zic să începem... Așa mai merge! Mergem! Pentru astăzi am ales o rețetă simplă, dar dacă o gătești la aer liber, la ceaun, cu aroma fumului, atunci iese ceva delicios. 5 stele Michelin. Perfect. Să vedem. Pui cu ciuperci la ceaun. Pentru a prepara această simplisimă rețetă, aveți nevoie de pui. După cum vedeți, am ales câteva gambe și câteva aripi de cel mai proaspăt și fraged pui. Și, prieteni, e foarte important cu ce să combinăm puiul. Legume, da, dar în cazul dat voi adăuga șampinioni bruni. I-am ales peștea bruni pentru că se potrivesc mai bine cu tabloul naturii. Neapărat ceapă, condimente. Priviți aici, prieteni, am un mix de boabe de piper și boia dulce afumată. Voi adăuga și un pic de oregano uscat. Cum fără el? Mereu îl adaug în fripturi. Desigur, la sfârșit, cu o bere Chișinău, vom servi această minune cu un baghet proaspăt de pânică. În primul rând, atunci când prepari rețete cu șampinioni, pentru ca să obții niște șampinioni auriți, prăjiți bine, colorați, mustoși, trebuie să-i prăjești primii. De aceea, în oală, voi adăuga un pic de ulei. Stop. Ulea, că scade focul. Focul este prea puternic, nu vrem să ardem uleiul, nici ciupercile, de aceea îl vom lăsa un pic. Între timp, voi decoji ceapa. În niciun caz să nu aruncați cojile, pentru că vor merge în foc și vor reda o aromă aparte, vă asigur, prieteni. Același lucru vom face și cu usturoiul. Se decojește mai ușor dacă îl strivești nemilos. Usturoiul puteți adăuga întreg, in camicia, cum zic italienii, sau îl puteți tăia felii subțiri. Atunci când gătesc la ceaun, îmi place să tai ceapa mai mășcat. Să știți, prieteni, că ceapa e probabil vreo 60% lichid, apă. Asta ar înlocui bulionul sau apa care trebuie adăugată într-o friptură. De aceea, cu cât mai multă ceapă folosiți, cu atât e mai cremoasă friptura. Prieteni, șampinionii mai mici îi lăsăm întregi. Ăștia mai mășcați îi tăiem, bine, în patru. Șampinionii sunt carnea vegetarienilor. De aceea, nu îi mărunțiți prea tare, bucăți cât mai mari, pentru că atunci când se rumenesc, arată extraordinar. E timpul să adăugăm uleiul. Așa, ceaunul e încins bine și, desigur, șampinionii. Priviți, îi prăjim, îi rumenim, amestecăm în continuu. Vom coborî un pic. Trebuie să auziți sunetul acesta. E
tare, dar să nu vă sperie acest lucru. E tare bună. Cât timp să rumenesc șampinionii, noi vom pregăti condimentele. Priviți aici, am un mojar vechi cât lumea, în care voi adăuga sare grunjoasă, voi adăuga și mix de boabe de piper, voi adăuga paprika afumată și niște boabe de piper roșu. Acum, foarte agresiv, voi mărunți totul. Vom condimenta un pic cu acest mix de condimente. Așa trebuie să arate șampinionii prăjiți. Așa, doar așa. Șampinionii s-au rumenit. Vom scoate cea unul de pe foc, pentru că îi vom pune deoparte. Am pus cea unul la loc. Acum adăugăm carne. Gambe puteți adăuga, șold, aripioare, chiar și piept de pui. Lăsăm să se rumenească un pic. Vrem să rumenim această carne de pui. O lăsăm un pic. Prieteni, această rețetă mi-a venit în cap după ce am citit rezultatul unei bătălii de-a lui Napoleon. Bucătarul nu prea știa ce să-i mai gătească. Și într-o zi a prins o găină pe undeva printr-un sat. Cineva i-a adus niște raci și ca orice francez care se stimează, are o sticlă de coniac undeva ascunsă. Ce a făcut bucătarul? A prăjit puiul, a adăugat racii, a mai adăugat niște ciuperci și a mai trântit o jumătate de litru de coniac. Și uite așa a luat naștere rețeta puiului Marengo. Noi suntem în Moldova, nouă ne place berea, iar Napoleon a ajuns doar un tort. De aceea am decis să fac o simplă friptură de pui cu ciuperci, în care voi adăuga, poate, și un pic de bere. Wow! Vai, 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 vai! Când observăm, prieteni, că puiul s-a rumenit destul, adăugăm ceapa. Amestecăm. Condimentăm și, desigur, voi adăuga un pic de oregano uscat, perfect. Lăsăm ceaunul la foc pentru ca ceapa să elimine tot lichidul. Iată, prieteni, după cum vedeți, carnea de pui s-a rumenit, ceapa s-a muiat deja, a eliminat tot sucul, dar noi o vom hidrata un pic cu niște bere. După cum vedeți, prieteni, la foc domol, carnea fierbe, așteptăm un pic să se evapore lichidul, dar e timpul să adăugăm ciupercile. Iată-le aici, deja prăjite, deja rumenite. Scoatem pătrunjelul pe care l-am adăugat mai devreme, mai bine zis crenguțele de pătrunjel. Amestecăm odată. Pentru culoare vom adăuga un pic de paprika și lăsăm să scadă un pic bulionul. Între timp, prieteni, vom toca niște pătrunjel proaspăt. Îmi place pătrunjelul tocat mărunt. Îl adăugăm direct în ceaun. Amestecăm. Vai, cât de cremos! Dar ce aromă! Încă vreo 10 minute, prieteni, la foc domol, după care putem savura. Nimic nu se compară cu aroma fumului. Lemnului ars. Ne părăsește soarele, dar nu contează. Ne luminează această friptură. Friptura este aproape gata, prieteni. O mai lăsăm un pic să fiarbă, să devină mai cremoasă, după care o servim. Mm.
Iată, prieteni, așa arată o friptură de pui cu ciuperci gătită la aer liber. Ce aromă, ce culoare! Acum vom scoate ceaunul de pe foc și e timpul să aranjăm în farfurie să-mi servesc prietenii.